Proiectul construire de locuințe pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș se află la această oră în licitație după ce săptămâna trecută a fost semnat finanțarea obiectivului. Astfel se vor construi 30 de unități locative, garsoniere și apartamente prin Agenția Națională de Locuințe pentru medici și specialiștii din diferite domenii de activitate. Valoarea investiției, conform informațiilor furnizate de Consiliul Județean Călăraș, este de 1,5 milioane de euro.